Odată cu venirea toamnei, a frigului, a vântului, a ploilor de toamnă, ne-am gândit și noi că la Academia de Ayurveda să abordăm un subiect de maxim interes. Cum putem să ne menținem articulațiile sănătoase și fără dureri și în acest anotimp rece? Așa că am invitat-o, ca de obicei, pe doamna dr. Carla Fabian, medic specialist în fitoterapie și Ayurveda, să ne răspundă la toate întrebările pe acest subiect. În primul rând, aș vrea să ne spuneți de ce toamna mulți dintre noi ne plângem brusc de articulații dureroase. Toamna ne plângem de articulațiile dureroase pentru că toamna și în special începând cu data de 15 octombrie aproximativ, începe anotimpul Vata. Discutam noi cu altă ocazie că din punct de vedere ayurvedic, anul este împărțit în 3 anotimpuri, nu în 4, și începând cu 15 octombrie până în 15 februarie aproximativ, este anotimpul Vata. Această caracteristică face ca în mediul ambient să se manifeste mai mult calitățile de rece, uscat și ușor, care sunt exact calitățile lui Vata Dosha. Vata Dosha este cea care este și mai sensibilă, care induce o sensibilitate, un prag de sensibilitate mai mare în ceea ce privește durerea și tocmai din acest motiv se amplifică calitatea de rece care ne face să ne fie frig și se amplifică această sensibilitate a noastră la durere. Și așa se explică faptul că după ce vara am stat la soare și ne-am simțit foarte bine, toamna încep să ne doară articulațiile dacă nu știm să facem ceea ce trebuie. Așadar, dintre toate persoanele, cele care s-ar înscrie în tipologia Vata Dosha ar fi primele predispuse la dureri articulare. Da, pentru că aceste persoane care au în structură prezentă această dosha, Vata Dosha, sunt mult mai sensibile și mult mai receptive la excesul manifestării acestei dosha și în mediul extern. Deci, calitățile lui dosha din ființa noastră sunt mult amplificate de calitățile vata din mediul extern. Și atunci noi trebuie să facem tot ceea ce este necesar, să luăm măsurile corespunzătoare, să contrabalansăm acest lucru. Dar, mare atenție, și persoanele de tip Kapha, care au calitatea de rece, sunt cele predispuse nu la fel de mult ca și cei vata, dar și ele sunt predispuse la apariția acestor dureri. Și înțeleg că atunci persoanele din Pitta Dosha sunt cele care au cele mai puține probleme, da, în sezonul pentru rece. Că, da, pentru că ele având această calitate de fierbinte specifică în structură, aceasta face ca excesul de rece din mediul extern să fie mult mai bine suportat. Persoanele de tip Pitta, odată cu venirea toamnei, mare dacă este o toamnă blândă, încep să se simtă bine, sunt relaxate, nu se mai enervează, nu mai sunt iritate de căldură și de stresul pe care îl induce adaptarea propriului organism la căldură. Lor le place foarte mult acest anotimp și nici într-un caz nu se plâng de niciun fel de durere articulare. Așadar, dincolo de faptul că fiecare dintre noi avem un anotimp preferat, realmente există un anotimp în care și ne simțim bine. În funcție de cum suntem noi alcătuiți, în funcție de cum este structura noastră și cum este mai armonică sau mai disarmonică cu perioada respectivă din an. Da, bineînțeles. Dacă perioada din an în care ne aflăm are calități complementare structurii noastre, atunci noi ne vom simți mai bine. În momentul în care calitățile exterioare vin să amplifice calitățile interioare, noi trebuie să depunem un efort mult mai mare de adaptare la anotimpul care este similar cu constituția noastră. Înțeleg așadar că atunci când este toamnă târziu sau iarna, când este acest sezon rece de care ne vorbeați, și uscat. Asta vroiam să vă întreb. Spuneați că este și uscat. Noi percepem această perioadă foarte ploioasă, sfârșitul toamnei și cu un insor din abundență iarna. Cum ați spus că este un anotimp uscat? În momentul în care, într-adevăr, anotimpurile și fenomenele meteo asociate lor sunt corespunzătoare, atunci, într-adevăr, calitatea aceasta de umed vine să compenseze puțin uscăciunea lui Vata, dar recele
este cel care persistă. În momentul în care combinăm rece și uscat, durerile sunt mai intense. Când avem rece, care oricum toamna, târziu și iarna, nu putem să spunem că este cald, dar umezeala oricum este variabilă. Umezeala începe să apară mai târziu și în special în către finalul acestui anotimp. A existat de-a lungul timpului mulți ani în care toamna a fost secetoasă și abia târziu au început ploile și această perioadă de uscăciune combinată cu frigul este cea care face să amplifice această sensibilitate la durere. Adică acel început de iarnă, să spunem, foarte friguros și fără precipitații. Da, da. Atunci ne dor articulațiile cel mai mult. Da. Perioada cu ger uscat, așa este. Atunci... Și ce putem face atunci când încep să ne doară articulațiile? În momentul în care încep să ne doară articulațiile, este foarte important ca noi să compensăm în momentul în care avem la dispoziție timpul necesar toți factorii care duc la amplificarea durerii. De exemplu, dacă am avut mult de umblat pe afară, în frig, este foarte important să fim foarte bine îmbrăcați. Este foarte important să evităm trecerea bruscă de la temperaturi confortabile la temperaturile exterioare care sunt foarte scăzute în perioada când se petrece acest lucru și de asemenea este important să compensăm acest cumul al calităților din exterior în ființa noastră în momentul în care ajungem acasă prin băi calde. Deci facem o baie caldă, dacă nu avem timp de aia, măcar un duș care să fie cu apă mai fierbinte și foarte important să ne ungem articulațiile care au predispoziție la a ne durea cu o cremă sau un ulei. Ideal ar fi să fie creme cu efect antiinflamator, cu efect încălzitor sau uleiuri calde, cum ar fi, de exemplu, uleiul de măsline, uleiul de susan, în care putem să adăugăm și anumite uleiuri volatile care să amplifice calitățile care se găsesc în uleiurile simple și de asemenea în situația în care noi știm că avem deja o afecțiune la nivelul articulațiilor, să fim foarte atenți și foarte consecvenți cu administrarea remediilor pe care le luăm pentru tratarea acestora. Vorbeați foarte mult de aceste băi calde și știu că se practică băi cu sare de obicei. Sunt indicate tuturor acestor băi cu sare? Dacă persoana este un hipertensiv care își controlează foarte greu valorile de tensiune, bineînțeles că nu o să-i recomandăm să facă o baie fierbinte cu sare și el să stea până la gât în cadă, pentru că oricum nu este indicat pentru el. Aceste indicații trebuie făcute, ei pot să facă eventual băi de picioare. Este suficient să facă băile fierbinți de picioare în care să pună mai multă sare și în felul acesta apare această senzație de încălzire care începe de la picioare, neîntâmplător reflexoterapia, tălpi, este foarte eficientă pentru echilibrarea întregului corp. Așa. Deci această recomandare o facem în funcție de pacient. Dacă nu este o persoană care să aibă probleme mari cu inima, cu tensiunea, cu respirația, cu... Adaptăm. Dar o baie caldă în care punem puțină sare este binevenită, bineînțeles. Dacă nu avem timp pentru o baie și un duș fierbinte după care ne ungem cu ulei, corpul este binevenit. Și vorbeați de uleiuri calde. Uleiuri calde presupun că înseamnă altceva decât un ulei încălzit puțin. Da, este vorba de puterea activă sau de efectul pe care aceste uleiuri îl au în momentul în care sunt aplicate pe piele. Ca să vă dau un exemplu, vara folosim preponderent uleiul de cocos, pentru că el are un efect răcoritor. Uleiul, de asemenea, de sâmbur de struguri este un ulei tot așa cu o textură foarte ușoară, un ulei foarte fin, care nu are o capacitate încălzitoare foarte puternică. În schimb, uleiuri de floarea soarelui, uleiul de măsline și în special uleiul de susan sunt uleiuri care au această capacitate, mai ales dacă le și încălzim puțin,
pentru că n-o să ieșim din cadă și noi suntem fierbinți, o să punem uleiul pe care l-am ținut în frigider, pentru că este presat la rece și nu vrem să își piardă calitățile, da? Deci o să ținem uleiul la temperatura camerei și dacă simțim nevoia ca el să fie mai cald, bineînțeles, eventual putem să punem chiar pe calorifer sticla sau, știu eu, ambalajul, flaconul din care noi urmează să facem aplicația pe corp. Este bine ca uleiul respectiv să aibă cel puțin temperatura corpului, dacă nu mai mult. Deci cu câteva grade mai mult, ca să simțim o stare de confort în momentul în care îl aplicăm pe piele. Și în afară de a face băi calde, eventual cu sare, în afară de a ne face masaje cu uleiuri calde, ce altceva mai putem face ca să avem articulații sănătoase, mai puțin dureroase? Sau și mai bine spus, ce putem face preventiv înainte de a veni acest sezon rece? Pentru că suntem și la într-un moment în care se schimbă anotimpul, este foarte bine să facem o cură de purificare. Așa cum spuneam, curele de purificare trebuie repetate de 4 ori pe an, 3-4 ori pe an, în special la schimbarea anotimpurilor. Bineînțeles, noi o să ne adaptăm și la faptul că în clima noastră specifică, țării noastre, noi avem aceste 4 anotimpuri și să facem această cură de purificare, pentru că, indiferent cât de sănătoasă și bogată în legume și fructe a fost alimentația noastră peste vară, aceste toxine oricum se acumulează în corp și ele au tendința să se depoziteze în special în zonele cu viteză de circulație mai mică, adică la nivelul articulațiilor. Deci, în primul rând, vom face cura de detoxifiere de toamnă, apoi vom urmări ca alimentația pe care noi o vom adopta în această perioadă să facă față acestei treceri către anotimpul mai rece, și anume mâncarea o să-și schimbe ponderea, nu o să mai mâncăm preponderent mâncăruri crude, deci o să începem să aducem o pondere mai mare de alimente gătite pe care le vom condimenta corespunzător, astfel încât calitatea de fierbinte să fie prezentă și în alimentație, și aceste condimente, pe lângă faptul că aduc această calitate de fierbinte, ne ajută să și digerăm mai bine mâncarea, astfel încât să producem mai puține toxine care să se depună la nivelul articulațiilor. Mărâncăruri calde, la ce vă referiți? La supe calde, la ciorbe, da, fierbinți, la lucruri de acest gen? Da, supe, sau ciorbe, ceea ce numim noi felul 2, așa, mâncărurile trebuie să fie, de asemenea, să aibă calitatea de umed uleios, adică nu mâncăm mâncare gătită și care să fie uscată. Da? Deci această onctuozitate a alimentelor este extrem de importantă. Așa. Apoi, de cele trebuie să fie umeduleioase, trebuie să fie calde ca să compensăm excesul calității de rece, și de asemenea trebuie să fie puțin mai consistente, nu grele, puțin mai consistente, dar ușor de digerat, ca să compensăm calitatea de ușor din mediul extern. În mod tradițional era perioada în care se începea să se consume mai multă slănină, mai multă grăsime animală la noi, în România, vorbesc. Da, da. Bine, asta cred că începe mai mult în perioada în care începe să fie foarte frig, pentru că, într-adevăr, da, pentru că aceste alimente cu un conținut de grăsimi mai mare sunt cele care au și calorii mai multe și ne ajută să ne adaptăm mai bine la frig. În schimb, dezavantajul lor este că ele produc destul de multe toxine și atunci trebuie să alegem alimente consistente, dar care să fie cât mai curate, să spunem. De exemplu, putem să consumăm leguminoase uscate, cum ar fi fasolea uscată, cum ar fi lintea, cum ar fi năutul, dar care, în momentul în care le gătim corespunzător, cu multe condimente și cu adaos de uleiuri, dacă se poate presate la rece, în momentul în care mâncarea este aproape gata, deci uleiul este foarte bine să nu le preparăm termic foarte mult, în momentul acela, acest aliment este și el consistent, produce energia corespunzătoare, ne ajută să ne adaptăm la temperaturile scăzute din exterior și, în același timp, sunt și mai ușor de digerat în comparație cu
alimentele tradiționale românești, să le spunem așa. Dar există o serie de alimente pe care ar fi bine să le evite cei care au probleme cu articulațiile? O listă de alimente interzise, să spunem. Nu există neapărat o listă de alimente interzise, pentru că și aici trebuie să particularizăm. De exemplu, persoanele care au probleme articulare datorită excesului de acid uric, deci persoanele care sunt suferinte de gută, ele trebuie să evite în general orice sursă de proteină animală. Da? Deci pentru ele este mai indicat să mănânce mai puțină carne și în special carne roșie, carne de vânat. Și este foarte greu să convingi asemenea persoane să facă acest lucru, pentru că ei o fac de plăcere, de... Asta e, și e greu să-i convingi. De asemenea, mai puțin vin roșu pentru aceste persoane. Dar, de asemenea, există persoane care, chiar dacă nu consumă foarte multe proteine animale și foarte multă carne, au anumite tulburări metabolice pe linia aceasta a proteinelor, care face ca purinele pe care noi le aducem în corp să fie transformate în acesta mai mult decât este cazul un acid uric, și atunci acesta, fiind în exces, se depune la nivelul articulațiilor și creează consecințele corespunzătoare. Deja aici este bine să particularizăm. Trebuie particularizat. În general este bine să se evite alimentația foarte bogată în carne, alimentația cu foarte multe conserve, adică alimentele foarte mult conservate, afumăturile, alimentele foarte sărate, foarte acre, foarte picante. Deci, chiar dacă acru și picantul sunt gusturi fierbinți, ele trebuie totuși să le aducem în structura noastră din surse cât mai curate, adică care să genereze cât mai puține reziduri în corp. Așadar, până la urmă, indicația este de o alimentație cât mai sănătoasă, da, cu mai puțină carne roșie, cu mai puțin vin roșu. Da, da. Bine, acum asta este în general pentru bolnavii de gută, pentru persoanele care suferă de reumatism și în cazul lor este importantă această restricție alimentară, dar aici, într-adevăr, este foarte important să particularizăm, pentru că sunt persoane care spun, dar eu nu mănânc foarte multă carne și totuși am aceste probleme. Acolo trebuie văzut exact ce vechime are boala, ce regim alimentar am, care este capacitatea corpului lui de a drena toxinele care sunt, dacă aplică corect, dacă își face corect tratamentul, dacă aplică proceduri de drenare a acestor toxine de la nivelul articulațiilor. Deci nu putem să facem niște indicații generale pentru toată lumea. Și e exact complicat. Care sunt cauzele bolii, da, cum se tratează pacientul respectiv și așa mai departe. Pentru că știm că și durerile articulare pot să fie de mai multe tipuri. Putem să ne confruntăm cu o artroză, putem să ne confruntăm cu o artrită și sunt lucruri diferite. Și dacă vreți să explicăm ce înseamnă artroza și ce înseamnă artrita. Da. Artrita reprezintă o inflamație acută a articulațiilor, situație în care aceste articulații se inflamează, cresc în dimensiuni, apare o stare de un edem, deci se umflă articulația, devine roșie, caldă, dureroasă și funcționarea ei este limitată datorită acestor condiții. Și se consideră că este o, să spunem, inflamație fierbinte, dacă am putea să o numim așa. Artroza, în schimb, reprezintă o inflamație rece, adică este un proces în care în procesele inflamatorii acute, deci în artrite, mai ales dacă au un debut recent, nu apare niciun fel de proces de lezare a cartilajelor articulare. Doar dacă aceste situații persistă, dacă persoana respectivă nu respectă tratamentul pe care trebuie să-l facă, nu respectă restricția de deplasare, de mobilizare a articulației respective. Artrozele, spunem că se reprezintă acele inflamații cronice, inflamații reci, acolo articulația doare, dar fără să fie fierbinte, fără să se umfle foarte tare, fără să se înroșească. În schimb, deficitul acesta de mobilitate există și este mult mai pronunțat. De multe ori el se instalează chiar de dimineață, adică dimineața când ne trezim înțepeniți,
cum se spune în popor, și durează puțin până începem să mișcăm articulația, până o încălzim puțin și începe să funcționeze, dar rămâne această durere surdă pe parcursul întregii zile și aceste inflamații cronice sunt cele care se însoțesc cu distrugerea cartilajului articular. Și există predispoziții pentru aceste afecțiuni? Adică dacă au avut bunicii și părinții, suntem mai predispuși și noi? Dacă avem același regim alimentar cu bunicii și părinții, da. Dacă avem un alt regim alimentar, nu. Pentru că contează foarte mult. De asemenea, din punct de vedere mental și emoțional, se știe că aceste afectări ale articulațiilor apar în momentul în care persoana, suferind de asemenea probleme, se confruntă cu conflicte de devalorizare sau se autodevalorizează sau este devalorizată de cei din jur. Și atunci trebuie să vedem și acest substrat emoțional și psihomental al problemei. Adică atunci când ne simțim mai puțin utili pentru cei din jur și ne facem probleme, ca fi din acest punct de vedere lipsiți de valoare, sau atunci când credem că ceilalți sau când mi se reproșează pe față, nu ești bun de nimic, nu ești în stare să puncte și așa mai departe, și asta ți se face o dată, de două ori, de trei ori, săptămânal, lunar, e o problemă, pentru că dacă noi nu putem să ne menținem, să spunem, starea de încredere în sine, lucru care este destul de greu în momentul în care în permanență ți se amintește acest lucru, între ghilimele, da? Atunci, într-adevăr, este o problemă. Dar există și situații în care, de exemplu, persoane care au avut timp îndelungat, o alimentație dezechilibrată, care au locuri de muncă în medii din acestea mai puțin favorabile, muncesc afară, în frig, în umezeală de multe ori, stau mult în picioare, merg mult pe jos, pe frig, pe ploaie, așa mai departe, bineînțeles că aceste persoane sunt mult mai predispuse. Deci este un complex de factori care trebuie analizat la fiecare pacient, astfel încât această să se meargă sinergic, convergent, atât cu depistarea tuturor cauzelor, cât și apoi cu corectarea tuturor cauzelor și cu tratamentul corespunzător. Așadar, contează și mediul de lucru, și stilul de viață, alimentația mai mult sau mai puțin adecvată și așa mai departe. Bineînțeles, întotdeauna contează toți factorii, pentru că noi, ca ființe umane, trebuie să ținem cont de faptul că bun, am o anumită tipologie, dar eu trăiesc într-un anumit mediu, am o anumită profesie, am un anumit confort la serviciu, acasă, am un anumit regim alimentar, un anumit regim de viață. Toate aceste elemente pot să constituie factori declanșatori sau cauzatori, depinde, pentru o anumită afecțiune pe care eu o am. Adică lucrurile sunt foarte clare. Da, sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ținem cont și să avem grijă. Să fim și armonioși cu noi, cu cei din jur, să avem grijă ce mâncăm, cum ne aranjăm locul de muncă, pentru că depinde în mare măsură și de noi cum alegem să muncim, unde alegem să muncim și așa mai departe. Da. Sunt situații în care depinde și de noi, situații în care nu depinde, într-adevăr, sunt situații și oamenii trebuie ajutați și sfătuiți astfel încât să se adapteze la orice condiție și ei să poată să-și mențină cât de cât o stare de echilibru și de sănătate. Adică să fie mai adaptabili, asta învățați pe pacienții dumneavoastră. Da. Da, să elimine din viața lor toți factorii nocivi care pot fi eliminați și să urmărească să ia măsuri compensatoare pentru factorii care nu pot fi eliminați, pentru factorii nocivi care nu pot fi eliminați. Și știu că în acești factori compensatori, să le spunem așa, un rol important îl au și remediile naturale din fitoterapia indiană, remediile ayurvedice. Da, într-adevăr. Și pentru articulații sănătoase, care ar fi aceste remedii? Există mai multe tipuri de remedii pe care noi le putem folosi.
Și anume, unul dintre cele mai folosite remedii o reprezintă tămâia, rășina arborului de tămâie, care are un efect antiinflamator și analgezic la nivelul articulațiilor și de asemenea și această rășină de tămâie susține refacerea cartilajului articular, ceea ce este extrem de important. De asemenea, turmericul, pe care noi l-am mai pomenit și cu alte ocazii, este rădăcina de turmeric, are proprietăți purificatoare ale corpului, ale toxinelor pe care noi le asimilăm și le depozităm în corp, deci ajută la eliminarea acestor toxine. De asemenea, are un efect antiinflamator extrem de eficient și un efect antioxidant foarte puternic. De asemenea, turmericul este una din plantele cele mai folosite pentru menținerea mobilității articulare. Din acest motiv este foarte bine să alegem remedii pe bază de turmeric și, de asemenea, turmericul să fie un condiment care să nu lipsească din bucătăria noastră. Este și foarte bun, este și bun la gust și este și extrem de eficient, adică este un condiment, aliment, medicament, dacă remediu, că este mult mai corect spus. Așa, de asemenea, ashwagandha este o plantă care și ea are un efect analgezic și adaptogen, ne ajută să suportăm mai bine durerile, să ne adaptăm mai bine la supra-solicitări. Ghimbirul este de asemenea o plantă care are un efect analgezic și antiinflamator foarte intens, pentru că, așa cum spuneam, în ambele situații apar aceste inflamații la nivelul articulațiilor care apoi produc toate fenomenele. Usturoiul, de asemenea, are o eficiență foarte bună și dovedită în tratarea afecțiunilor articulare. Rasna, care este, de asemenea, o plantă indiană cu efecte antiinflamatorii și antialgice, și nirgundii. Deci există multe plante pe care le putem folosi și dacă noi le grupăm într-un remediu, nu mai trebuie să luăm multe plăntuțe, luăm remediu care le conține pe toate și în felul acesta am rezolvat această problemă. Da, înțeleg că este vorba de fapt de produsul Artrisalm de la Ayurmed, care are toate aceste plante înglobate într-o rețetă optimă, în da. Care ingredientele sunt combinate astfel încât să aibă un efect sinergic maxim. Da, da, așa este. Este un remediu care este extrem de eficient atât în cazul inflamațiilor acute cât și în cazul inflamațiilor cronice. Bineînțeles, dacă inflamațiile sau afecțiunea articulară este de durată mai lungă, el trebuie luat în doze mai mari. Este bine să fie, este unul dintre puținele remedii care este recomandat să fie luat mai bine după masă, deci la o oră, o oră și jumătate după masă, pentru că este posibil ca din cauza unor plante care sunt picante și care au efect încălzitor și antiinflamator să deranjeze puțin mucoasa gastrică și atunci, pentru siguranță, este un remediu care este indicat să fie luat mai bine după masă. Poate de asemenea fi administrat atât adulților cât și copiilor, pentru că, așa cum se știe, există artrita juvenilă, care este o boală inflamatorie care apare la copiii de mici și acest remediu este sigur pentru a fi administrat și copiilor. Așadar, este un remediu indicat atât pentru artrite cât și pentru artroze, da. Și este indicat indiferent de vârstă. Da. Și atâta doar că trebuie să ținem cont să luăm la o oră și jumătate după masă. Da, o oră și jumătate după masă și în funcție de durata, de vechimea afecțiunii, se adaptează doza și durata tratamentului. Bine, doza o adaptăm și în funcție de kilogramele pe care persoana le are, dar o persoană care ia Artrisalm pentru, să spunem, o poliartrită reumatoidă sau un reumatism particular pe care l-are de 10 ani, poate să, adică trebuie să fie prevenite că nu o să-i dispară durerea după 2-3 zile de tratament, da? Pentru că genul acesta de remedii nu vin să calmeze, să mascheze durerea, da? Să anihilăm într-un fel, dar fără să rezolvăm cauza. Plantele din acest remediu au o acțiune blândă
și de durată, fără să bruscheze, deci nu sunt niște inhibitoare ale mecanismelor de recepție ale durerii, ci acționează astfel încât să îndepărteze cauza durerii. Tocmai din acest motiv, tratamentul durează puțin mai mult. În momentul în care asociem artrisalmul și cu remediile purificatoare, cu remediile detoxifiante, eficiența lui este mult mai mare. Așadar, putem să-l luăm împreună cu margusa, de exemplu. Da, bineînțeles. Pentru că știm că margusa funcționează nemaipomenit împreună, așa este. Și putem să-l luăm cât timp? Exact, spuneam, în funcție de durata afecțiunii, în funcție de vechimea afecțiunii. Da, este bine ca, de exemplu, dacă nu am luat până acum remedii pe bază de plante pentru afecțiunile articulare pe care le avem, să începem cu o doză mai mare, să facem un fel de încărcare a corpului cu remedii naturale și apoi să prelungim cu doza de întreținere. Deci dacă începem cu de 3 ori pe zi câte 2 tablete, după un anumit timp o să continuăm cu de 3 ori pe zi câte o tabletă și putem să întindem acest tratament pe 3 luni, 4 lui 5 luni, 6 luni, depinde de cum reacționează persoana. Deci nu avem cum să dăm o schemă standard, tratamentul trebuie personalizat. Întrebam dacă poți să-l iei pe termen lung, fără probleme, pentru că cei care au probleme cu articulațiile câteodată se plâng de dureri de articulații tot timpul anului. De dureri de articulații tot timpul anului, pentru că în mod categoric aceste persoane care se plâng, sigur nu fac tratamentele de purificare și detoxifiere, sigur nu își adaptează alimentația corespunzător, sigur nu își rezolvă conflictele în mod corespunzător. Deci în momentul în care noi urmărim să corelăm toți acești factori care pot să aibă această acțiune antialgică, antiinflamatoare și de regenerare, de refacere a cartilajului articular, ele vor avea efect, dar omul trebuie să fie foarte consecvent și foarte perseverent cu tratamentul pe care îl face. Și spuneați că trebuie luat după masă la o oră și jumătate. Și da, atunci dimineața când te trezești așa mai înțepenit cu acea redoare matinală, nu este bine să iei imediat artrisalm cu cafeaua de dimineață? Nu neapărat cu cafea, pentru că oricum cafeaua are efect ușor iritant gastric, să este și unul dintre mecanismele prin care ea își face efectul laxativ pentru care multă lume o consumă dimineața, da? Deci este mai bine să renunțăm la cafeaua de dimineață, să bem un macerat cald de plante, să luăm eventual remedii pe bază de plante purificatoare care trebuie luate înainte de masă, iar artrisalmul îl vom lua după un mic dejun sănătos. Deci bem un ceai cald dimineața, da, un mic dejun sănătos, chiar dacă poate să nu fie atât de consistent. Nu trebuie să fie foarte consistent. Nu trebuie să fie foarte consistent, dar totuși trebuie să fie un ușor mic dejun și apoi artrisalm. Și cei care nu pot să renunțe la cafea? O fac pe răspunderea lor. Am înțeles. Da, multe trebuie să facem și pe răspunderea noastră. E adevărat. Păi absolut tot ce facem este pe răspunderea noastră. Probabil că, din păcate, nu suntem întotdeauna conștienți de faptul că trebuie să răspundem de toate acțiunile pe care le realizăm. Da, din păcate, așa este. Trebuie să răspundem de tot ceea ce facem și de toate alegerile noastre, chiar dacă, bineînțeles, nu ne place acest lucru. Da. Și până la urmă, suntem responsabili oarecum și de bolile și de afecțiunile pe care le facem, pentru că, așa cum spuneați, multe ni se datorează și nouă, da, nu doar părinților, bunicilor, nu doar genetic, să spunem putem așa. Putem să avem anumite predispoziții, dar dacă noi luăm măsuri corespunzătoare pe care le înțelegem și le respectăm și nu este o corvoadă pentru mine faptul că trebuie să am anumite restricții, deci eu înțeleg de ce trebuie să am anumite restricții și particip. Spuneam și cu altă ocazie, orice persoană care are o anumită afecțiune se vindecă mult mai repede dacă își asumă procesul de vindecare. Pentru că dacă nu își asumă și nu înțelege de ce trebuie să facă ceea ce face, indiferent că este un tratament naturist sau orice fel de altă terapie, în momentul acela există ceva în mintea lui care se opune. Și atunci lucrurile nu funcționează. Adică există ceva care ca și cum am avea o căruță la care trag doi cai și unul merge într-o direcție și unul în alta, da? Deci nu, deci trebuie să mergem sinergic, adică trebuie să ne asumăm procesul, ne asumăm faptul că ne-am îmbolnăvit, ne asumăm procesul de vindecare și ne asumăm să fim perseverenți și conștiincioși în luarea remediilor. Dacă vrem să ne vindecăm, dacă ne place să suferim, ne asumăm și acest lucru. Am înțeles.
Așadar, pentru artrite și artroze este recomandat artrisalmul. Da. Iar în caz de gută? În caz de gută, pe lângă plantele care au efect regenerator și antiinflamator articular, sunt foarte indicate și plantele care au acest efect de drenare și de eliminare a acidului uric excedentar din corp. Una dintre plantele cu acest efect este ceaiul de Java, deci frunzele acestui arbore au un efect diuretic foarte eficient, deci principiile active din această plantă au efect vasodilatator pe uretere, pe canalele care conduc urina de la rinic spre vezica urinară și în felul acesta chiar nisipul renal, deci această plantă se folosește și în tratarea afecțiunilor renale, strict renale, dar și în tratarea afecțiunilor articulare care merg cu acest exces de fapt, afecțiune metabolică cu exces de acid uric care se depune și la nivel renal și la nivel de articulații, da? Și atunci ajută la eliminarea acestui exces de acid uric din corp prin acest efect de vasodilatație a ureterelor, prin stimularea diurezei, foarte important, fără pierdere de potasiu, deci oamenii nu ajung să piardă potasiu și atunci nu se dezechilibrează pe linie cardiacă și ajută de asemenea la eliminarea nisipului renal și a calculilor de mici dimensiuni care pot să existe pe traseul ureterelor. Așadar, acest produs Good Start de la iUrmed nu este indicat doar pentru cei care au gută. Nu, este indicat și pentru persoanele care au probleme cu funcționarea rinichilor. Da? De asemenea, frunzele de țelină, care sunt exact de frunze de țelină din acest remediu, are de asemenea un efect diuretic și un efect antiseptic urinar. Harpagophytum procumbens, gheara diavolului, cum este cunoscută de marea majoritate a oamenilor, are de asemenea acțiune antiinflamatorie, antialgică și de refacere a cartilajelor articulare. Și în felul acesta, în momentul în care noi combinăm toate aceste plante și, mă rog, cele care le-am pomenit și toate celelalte care sunt conținute în acest remediu, avem această acțiune de stimulare a eliminării excesului acid uric pe cale renală. Se reduc foarte mult și edemele. Se știe că persoanele suferind de rinichi au un anumit gen de edeme, deci de cumul de apă în corp ajută de asemenea la drenarea acestor edeme, la drenarea tuturor toxinelor care există în corp și în felul acesta reușim să avem această purificare pe linie renală, preponderent pe linie renală și prin intermediul urinii pe care noi eliminăm a acestor toxine care generează genul acesta specific de dureri datorate excesului de acid uric. Este un produs pe care putem să-l luăm și pentru detoxifiere, așa pur și simplu, chiar dacă nu ne confruntăm cu probleme renale sau cu gută? Da, poate fi luat în asociere cu margusa, pentru că margusa este un purificator al sângelui și atunci automat sângele purificându-se pe această linie preponderent urină, secundar transpirație, el poate să ajute, dar este bine să asociem doar în situația în care avem tendința de a face edeme sau avem această tendință de creștere a acidului uric în sânge. Dacă nu avem genul acesta de probleme, margusa este suficientă. Așadar, pentru o cură de detoxifiere apelăm la margusa, doar dacă este cazul. Margusa cu trifila, dacă vrem să facem o detoxifiere completă, adică și pe tubul digestiv prin trifila și margusa pentru purificarea pe linia sângelui. Așadar, margusa, trifila, eventual, da. și Good Start. Da, da. Și persoanelor care se confruntă cu dureri articulare mari, le recomandați o asemenea cură de detoxifiere puternică și cu margusa, și cu trifila, și cu Good Start. Da, da. Și apoi să-și continue, adică, tratamentul cu artrisalm. Bine, pot să meargă și în paralel, pentru că detoxifiantele se iau înainte de masă, iar artrisalmul se ia după masă. Adică, acum depinde și aici trebuie particularizat. Dacă omul spune am dureri foarte mari și vreau să merg pe amândouă liniile, mergem așa. Dacă el este conștiincios și și-a făcut purificarea, pentru că în momentul în care el o să-și facă tratamentele de detoxifiere periodic, nu o să mai fie nevoie de o detoxifiere masivă.
Da, vorbeam de cei care acum încep dacă să apeleze la aceste remedii începi naturale. Și într-adevăr au dureri mari, au acidul uric crescut și dureri articulare, pot să fac această asociere Margusa Trifila Good Star înainte de masă și Artrisan după masă. Pentru ajutor mai puternic asupra organismului lor. Da. Și știu că Ayurmed mai are un unguent non-dolor, pe care sincer l-am încercat și eu și este fabulos. Chiar dacă pare el așa foarte mic, este de foarte mare efect și o picătură din el. Este de foarte mare efect pentru că are o concentrație foarte mare de uleiuri volatile, deci plantele care sunt conținute în el, au o încărcătură mare, o cantitate mare de uleiuri volatile în compoziție. De exemplu, are ulei de mentă, are ulei de pin, are ulei de eucalipt, are ulei de caieput, are ulei de camfor, deci toate așa le știm, plus extractul uleios de sarcie de Himalaya cu efectul antiinflamator. Deci are acțiune de calmare a durerilor, atât osteoarticulare cât și musculare, deci în situația în care ne confruntăm cu dureri musculare, putem să realizăm un masaj ușor cu acest unguent și de asemenea și în situația în care avem răni foarte ușoare, pentru care și acțiune antibacteriană și antifungică, chiar și antivirală la nivelul pielii. Bineînțeles, nu pe răni deschise, da? Deci nu o să punem acest unguent pe răni deschise pentru că o să ne usture foarte tare, dar în momentul în care avem zone care sunt, să spunem, cu predispoziție la a se infecta datorită florei care o avem la nivelul pielii, este foarte indicat să folosim acest unguent care are, așa cum spuneam, deci are un efect încălzitor local, se stimulează circulația, în felul acesta principiile active, uleiurile pătrund mai ușor în piele și își fac efectul. Da, am și constatat imediat ce pui pe piele, imediat se încălzește locul respectiv și, sincer, îmi place și mirosul foarte mult de camfor și de eucalipt și pur și simplu face foarte bine, așa cum spuneați, și la dureri musculare și la dureri osteoarticulare. Așadar, e bine de avut în casă non-dolor, asta pot să spun din propria experiență. Este foarte important de precizat că aceste remedii pe bază de plante pot fi luate pe termen lung fără a avea efecte secundare, așa cum are de obicei medicația alopată, care în general se folosește în cazul acestor afecțiuni articulare, care majoritatea dintre ele fiind cronice. Bineînțeles că trebuie să luăm medicația alopată pe termen lung și apar efectele secundare, iritația stomacului, de multe ori chiar tulburări la nivelul tubului digestiv perglobal, și atunci este mult mai bine să apelăm la aceste remedii pe bază de plante care nu au efecte secundare și pot fi luate a la lung fără niciun fel de risc. Dar dacă le luăm a la lung foarte mult timp, nu ne obișnuim cu ele? Își mai fac efectul? Nu ne obișnuim cu ele pentru că nu există genul acesta de obișnuință și oricum în momentul în care noi o să facem inițial, când începem un tratament naturist, facem, să spunem, o cură de mai lungă durată, după care noi o să începem să mai scădem din doze și chiar să reducem în momentul în care pacientul începe să se simtă mai bine și să nu mai aibă dureri și să creștem dozele sau să reintroducem remediile doar în momentul în care el are din nou probleme. Deci nu este obligatoriu să facem tratament toată viața. O să facem o perioadă mai lungă de timp până ajungem, să spunem, la o stare de confort, dar asta nu presupune să fie neapărat a la lung și chiar dacă este de luat a la lung, nu apare această obișnuință a corpului la genul acesta de remedii. Așadar, toți pacienții și cei care sunt fani ai remediilor naturale, să spunem așa, trebuie să înțeleagă că trebuie să se sfătuiască cu un medic apifitoterapeut pentru tratamentul pe care vor să-l urmeze. Da, este mult mai bine pentru că în felul acesta, dacă nu iau tratamentul după ureche, vor fi mult mai eficienți și rezultatele vor apare mult mai repede pentru că un medic fitoterapeut le poate face indicațiile corespunzătoare și în ceea ce privește regimul alimentar, stilul de viață și toate celelalte aspecte de care am precizat și în felul acesta rezultatele apar mult mai repede. Așadar, chiar dacă noi discutăm la Academia de Ayurveda despre tot felul de plante benefice pentru sănătatea noastră, despre tot felul de remedii naturale, tradiționale, indiene, dar și din alte culturi și civilizații, important este să fie combinate după rețete
și după principii ayurvedice, pentru că sunt cu totul altfel. E o altă filozofie, e o altă vedere asupra lumii, asupra universului, asupra omului, asupra sănătății. Trebuie să știți că este absolut necesar să vă și sfătuiți cu un medic specialist în apifitoterapie și ayurveda. Noi vă mulțumim tare mult și vă așteptăm în continuare la seria noastră de emisiuni Academia de Ayurveda, serie de emisiuni susținută de Ayurmed, brand care promovează în România remediile ayurvedice, și vă promitem că vom aborda o serie întreagă de afecțiuni și cu recomandările de rigoare din punctul de vedere al acestei medicine tradiționale. Așa cum v-am obișnuit, vă invităm și la concursul emisiunii Academia de Ayurveda. 5 dintre dumneavoastră vor putea câștiga câte un set de produse de la Ayurmed, set care conține produsul Artrisalm și produsul Good Star. Iată ce trebuie să faceți ca să participați la concursul nostru. La prezenta emisiune online vă invităm să inserați un comentariu cu textul Articulații sănătoase cu Ayurmed și peste 3 zile de la prezenta postare vom extrage la sorți cei 5 câștigători. Vă mulțumim și vă așteptăm în continuare alături de noi în universul Ayurveda.